Nu sunt prieten cu domnul Ciucă. Și nu vă place modul lui de a face politică? Nu. Nu vă place? Dânsul nu-i pentru chestia asta, după opinia. Fiindcă nu-i din filmul ăsta. O viață a făcut altceva. Nu-l vedeți candidat la prezidențiale? Nu. Dacă PNL-ul iese prost la europarlamentare, domnul Ciucă nu va mai fi președintele PNL-ului. Hai să înțelegi. Este cheia în care a început cel mai important an electoral din istoria României. Liberalii au criticat dur ieșirea liderului de campanie al partenerilor de coaliție. S-ar putea pentru domnul Mihai Tudose, ca un om integru, un om cu foarte bună reputație profesională, un militar de carieră prăpaștere internațională, să nu cadreze cu tiparul politicii dâmbovițene. Și dacă da, lipsa de politețe, minciuna, mârlănia, lipsa de competență sau orice alt atribut, scandalul al actualei clase politice, sunt din filmul politicii românești văzute de domnul Tudose, atunci da, Nicolae Ciucă joacă cu totul alt film. Dacă ar fi fost să ne luăm așa după atacurile, hai să ne exprimăm cât se poate de atent, ale unora în decursul vremii la actuala coaliție, ar fi trebuit să punem capăt de mult. Să ai reacții de genul ăsta în public care să genereze și uimire și de ce nu poate să dea naștere unor scandaluri care să fisureze soliditatea acestei construcții politice, ciudate de altfel, stânga cu dreapta. Dacă în actuala coaliție încep să se vadă fisuri, socialdemocrații dau semne că își caută noi parteneri. În același interviu, Mihai Tudose a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului președinte Traian Băsescu. Știți că este respectat. Este respectat. Traian Băsescu, cu bunii cu el, domnul președinte Traian Băsescu, a fost președintele țării, mai avem puțin. Este un tip foarte bine informat și un tip deștept. Aveți o relație personală? Beți o cafea? Da, beau o cafea cu el. Da? Chiar dacă politic, am fost adversar, chiar dușmani. Acolo suntem români și domnul Traian Băsescu, dacă îl sunt să-i explici, uite, avem o problemă la un vot, neastră ce ziceți, n-ar fi bine să... Domnul Traian Băsescu răspunde la telefon și are argumente pro sau contra, să da, ai dreptate, facem asta. Și e un tip care și îl sună. L-am văzut vorbind cu altă lume. Nu vorbește aiurea, nu ia cuvântul strezească în drum așa. Ce m-a uripilat pe mine la declarația domnului Tudose, că de-aia discutăm acum, e o mentalitate. Doamna Andronescu, jur. Domnule, că ăla e din alt film, nu e politician. Asta spune cineva care toată viața lui a fost politician și în funcții de politician. Că n-a făcut și n-a dat de mâncare și n-a plătit un impozit la stat la o firmă cu doi oameni, doamna profesor. Să mă iertați, colegul dumneavoastră. Fost premier al României și sunt și pe mii de cazuri la toate partidele de ăștia, dacă iei la curriculum vitae, unde ai lucrat, Gigele? Politica SRL. Nicăieri, frate. Păi cum mă nicăieri? Dar te pricep la orice. Cum e doamna Andronescu? Păi ce a fumat domnul Tudose? Întrebați pe mine, pentru că eu sunt colegul dumneavoastră, care am o profesie în spate și care... Știu că aveți o profesie. N-am cum să spun altceva împotriva celor care... Sunteți de acord, doamna Andronescu, cu cineva care... Domnule, că nu-i de aici, din politică, deci marș, mă, că nu ești de-al nostru, că tu te-ai priceput la altceva. Păi partea proastă pentru domnul Tudose e că și Ciuc are o meserie. E militar de carieră. Păi asta și spus că asta îl deranjează, practic. Pun sincer pe seama militar faptului că carieră, domnul Tudose în general mai slobod la gură, ca să mai spun așa, neacademic, pe de o parte, și pe de altă parte că e anul alegerilor și probabil că vrea să-și maximizeze șansele. Domnul Tudose este șeful de campanie. Dar în același timp, termin o frază mai vreau să spun, în același timp cred că atunci când vrei să conservi relația dintr-o coaliție, nu te exprimi așa. Păi, mie mi se pare foarte straniu. Domnul Tudose este viitorul șef de campanie al, mă rog, celor patru campanii care vor fi. Acelui mai important partid ar putea să nu mai fie din după chestia asta. În momentul ăsta. Va fi probabil șeful de campanie și pentru domnul Ciolacu, dacă va candida. Și atunci, din perspectiva asta, ținând cont de faptul că și domnul Ciucă și-a anunțat intenția la un moment dat mai voalat așa că va candida la președinția României,
Mie mi se pare un atac direct până la urmă. Dar sunt în aceeași coaliție, totuși. Da, aia. Și știți, eu am trăit momentul ăsta al unui guvern de coaliție în 2009, când erau alegeri prezidențiale și când președintele pe care l-a lăudat domnul Tudose încerca să rupă coaliția într-un fel. Da, da. Ca urmare, eu am fost persoana din guvern aleasă ca să se spargă coaliția și am primit sarcină de la premier ca în timp de 2 săptămâni să fac legea învățământului. Nu cred că și-au imaginat că cu toată experiența mea aș putea să fac lucrul ăsta. Ei, am făcut legea învățământului și în 10 zile am pus-o pe masă fiecăruia din membrii guvernului, motiv pentru care s-a rupt coaliția prin Danica, atunci, dacă vă aduceți aminte. Există încercări de felul ăsta într-un al alegerilor. Eu cred că domnul Tudose s-a cerut afară. Jur. Din posibila funcție, atenție, de șef de campanie la alegeri. Eu cred că, dincolo de faptul că dumneavoastră spuneți că da, mai are câteodată niște exprimări de astea neacademice, așa, eu cred că, de fapt, acum s-a cerut afară. Și o să vedeți că am dreptate.